Ghenă, ghene. Spre surprinderea multor vorbitori, substantivul ghenă, spațiu pentru depozitarea gunoiului, este un termen nou introdus în 2021. El nu figura nici în edițiile anterioare ale DOOM și nici în dicționarele explicative academice. Ghenă este așadar un substantiv feminin cu pluralul ghene. Ați remarcat la cineva că folosește anumite expresii și vă supără așa la urechi? Sau uite, eu cum am remarcat la mine, da? Asta, da? Gen, zic gen. Gen, mai folosiți? Gen, nu? Da, folosește. Cum se folosește și ce înseamnă gen? Puțin este un tic verbal. Puțin sunt cei care își fac autocritica. Da. Așa? Și mi s-a și spus, de ce folosești gen? Ce-i cu generația voastră de folosește gen în continuu? Da, și lucrez la asta încă. Gen, da. Sper să renunț la un moment dat. Cu siguranță. Totul trece cu vârsta. Până ce nu dai cu capul de pragul de sus. Nu vezi pragul de jos. Asta este un proverb, adică, românesc. Sensul? Fiecare îl înțelege probabil diferit. Ideea este să ne măsurăm și cuvintele și acțiunile, că până când nu avem o experiență nu neapărat neplăcută, dar care ne arată limitele, da? Deci cred că este o invitație de a ne vedea limitele. Ai observat o greșeală de limbă română la un post de televiziune? Trimite un mesaj pe adresa vorbeștecorect@rontvr.ro în care să ne spui emisiunea, ziua, ora și greșeala. Ce părere aveți despre ideea de a introduce materia aceasta, educația sexuală, în programa școlară? Eu sunt de acord, eu cred că ar trebui susținută. Și când am fost eu în clasa 8-a, cred, a existat un fel de modul din ăsta de opțional în care s-a venit și s-a explicat doar în, cred că în total au fost 2 ore, separat fete cu băieți, și s-au explicat lucrurile de bază, de anatomie, deși nu a fost. Voi ce părere aveți? Da. Nu, pe rând. Nu are nimeni nevoie, că oricum se știe toată lumea. Bine, acum e nevoie, că cu cât faci copii cât mai repede, ești mai șmecher. Așa e treaba aici. Dar e o chestie foarte proastă, chestia asta. Dar asta e toată România. Da, trebuie. Neapărat. Că dacă nu învață singur de pe internet și nu știu să filtreze informațiile, să aleagă ce e corect, ce e incorrect. Și mi-aduc aminte cum eu învățam din revistele pentru adolescenți, în perioada adolescenței, și apoi de pe internet. Și n-ați învățat bine? Din fericire am avut o bună educație și acasă, dar sunt alții ce nu au avut acces la informații și au avut acces doar la câteva informații și le-au luat pe toate de bune. Eu consider că ar trebui să fie numită educație sexuală, să se pună accentul direct pe subiect. Pentru că sunt multe persoane care nu știu toate chestiile și caută și nu-și găsesc informațiile bune. Și consider că dacă într-o țară învățăm franceză, latină, învățați? Nu. Vorba, sunt materii. Vine, dar, de exemplu, față de educația muzicală, educația sexuală chiar ar fi o materie bună. Educația sexuală e o chestie care trebuie să o știi, dacă vrei, ca să nu pățești. Ce să pățești? Păi azi e ziua lui. A, e ziua ta? Da. Ce cadou i-ai făcut? Păi am scris o carte și o poezie. I-ai scris o poezie? Eu nu credeam că mai întâlnim tineri în ziua de astăzi. Bine, că noi ne facem schimb de poezii când vine la aniversare. Dar mai există? Îmi scriu o poezie. Cum se numește poezia, poemul? Nu am dat un titlu pentru că am vrut să fie mai personal, dar am început cu Dragă Rafa. Ca să zic Rafa. Da? Și primele 3 versuri, de fapt, se orientează spre certurile dintre noi, că există și certuri, dar am vrut să... Copiază creionez după tine sau de ce? Nu. Dar de ce motiv să vă certați? Ce? E geloasă tu sau e? Nu, dar am fost pe la început, dar era e firesc, normal. Da, e firesc. Ultima strofă. Da. Sămânța noastră de acum dă roade, construim a lumilor cascade, cristale pure a plenile străbat, Rafa, te iubesc cu adevărat. Foarte frumos, da, uite, poți să-i reciți uitându-te în ochii lui, că e foarte emoționant. Te-ai emoționat? Păi da, doar că trebuie să mai studiez, că abia am citit doar o dată, am apucat să citesc doar o dată. Ce drăguț sunteți! Stați că nu mai știu unde ai rămas să semn la acest subiect.